Circ în adevăratul sens al cuvântului la ședința extraordinară a Consiliului Local Simeria pentru aprobarea bugetului pentru acest an. Consilierii au adoptat proiectul de hotărâre, dar nu cel inițial, ci doar după ce au introdus o serie de amendamente prin care au redirecționat fonduri importante la capitolul școli și educație, spre disperarea primarului, care a transformat ședința într-o pseudo-dezbatere jenantă, plină de acuzații, replici dure și nervi întinși la maximum. În calitate de primar, Iulius Bedea s-a complăcut doar să dea indicații cu privire la întocmirea bugetului pe 2023 și, contrar procedurilor, viceprimarul orașului a fost cel care și-a asumat întreaga responsabilitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pentru anul 2023. A fost 6, da. Deci revin, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pentru anul 2023 și a estimărilor pentru anul 2024-2026. Dacă sunt avizul comisiei? Aviz favorabil și sunt amendamente la punctul acesta. Ok. Domnul Emil Răștiu, vă rog. Înainte de amendamente, vreau să spun doar câteva chestiuni și noi, ca inițiatorii acestui buget... Aveți cuvântul, domnul primar, mulțumesc că m-ați întrebat. Vă rog. O să avem un amendament legat de ceva, o să venim când o să vă spunem acest amendament. Vreau doar să vă spun... Poftim? Nu, suntem inițiatori, dar... Păi inițiator este domnul viceprimar. Spre deosebire de orașele vecine care au redus la minimum banii de funcționare pentru a duce la bun sfârșit proiectele de investiții aflate în implementare, bugetul Simeriei este unul care reflectă sărăcia, lipsa de viziune și slaba capacitate de gestionare administrativă a primarului. 60% din bugetul primăriei merge doar pe salarii. Vreau doar să vă spun că este un buget care nu este suficient pentru întregul an până în decembrie 2022. V-am informat și pe ședințele de comisii că o bună parte din cheltuieli au fost reduse, în sensul că nu au fost bugetate pe ultimul trimestru. Chiar și salariile nu au fost acoperite pe ultimele două luni, nici contribuțiile la stat, nici salariile efective, pentru că doar din componenta de salarii, bugetul orașului Simeria, doar pe salarii se duce aproape 60% numai pe salarii. Anul acesta am majorat salariile cu 15% și anul trecut cu 10 și ceva. Deci cu 20 și ceva la sută s-au mărit aceste salarii. Nu că erau salariile, adică am spus hai să facem cumva să avem niște salarii echitabile față de alte autorități din zona vecină, cel puțin cum este Hunedoara. Vreau doar să înțelegeți că bugetul este foarte mic, nu este suficient până la finalul anului, dar în varianta pe care am propus-o noi, asta este soluția pe care o avem până la o eventuală rectificare din septembrie. Discuțiile pe amendamente au declanșat un adevărat război între primar și consilieri ajunși la capătul răbdării. Degeaba au încercat consilierii să-l aducă pe primar pe calea înțelepciunii. Nu înțelegeți, ca și cu obligatoriul la dreapta și ca domnul, și cu alte proiecte, nu înțelegeți domnul că Grau, noi vă ajutăm. Vă deci opuneți, lasă, votați voi bugetul, că fac eu terenul de sport, să vedem după aceea. Acordul asociațiilor de proprietari pentru amplasarea unui teren. Am acordul multor persoane care vor acest teren de sport. Oficial acordul asociațiilor de proprietari. Domnul, nu suntem anti-Simeria, ci suntem anti-prostiilor care ni se pun pe masă. Eu m-am săturat să tac din gură că să fie bine, să lăsăm să ne treacă. Vă rog frumos, nu faci obiectul discuției. Ba, faci obiectul discuției. Și dacă face, dar mai termine cu fanteziile astea, pentru că ne-ai propus în comisie, că am discutat și subiectul ăsta, că să știe toată lumea, ne-ai propus că să faci chestii în locații care nici măcar nu știm. De menționat faptul că amendamentele care au modificat proiectul de buget, alocând mai mulți bani pentru școli și educație, au fost susținute inclusiv de consilierii PSD, colegi de partid ai primarului, iar bugetul a fost votat în forma propusă de aleșii locali, nu pe cel indicat de primar.
În această situație se naște întrebarea dacă aleșii locali au grijă de prioritățile comunității, dacă viceprimarul se ocupă de întocmirea bugetului, mai au nevoie simerienii de primar?